formă politică, atunci eu reîmprezentez colegilor mei să discute și să aducă de timp și unul de noi tehnici, eu cred, poate și gândești. De ce noi am așteptat pe PDD de departire, dacă nu sunt, îmi permiteți, eu de colegilor mei această funcție ca să discut și gândești. Mulțumesc! Nu fugiți, aici e mai interesant. Noi ieri am emis un comunicat. În punctul a fost răspunsul la invitația fracțiunii Partidului Socialiștilor. Deoarece invitația domniilor voastre a fost să discutăm majoritatea, crearea coaliției, adică coaliția de lungă durată. Noi ieri am emis un comunicat în care am înaintat câteva întrebări fundamentale, de bază, strategice după noi, către fracțiunea Partidului Socialiștilor sau Partidul în întregime. Aceste două întrebări au fost legate prima de poziția Partidului Socialiștilor vis-a-vis de alianță cu Partidul Democrat, adică să fie spus franc, Partidul Socialiștilor renunță de la coaliție cu Partidul Democrat sau totuși sunt negocieri și sunt premise pentru a crea această coaliție și doi, dacă Partidul Socialiștilor este gata să participe la demontarea acestui regim mafiot, în primul rând, prioritar, prin susținerea mai multor proiectelor de legi, care 7 deja noi am înregistrat în secretariat. Am auzit de la domnul Dodon că și Partidul Socialiștilor are mai multe proiecte în această linie, adică nu de geopolitică, ați observat. Proiectele noastre nu sunt de probleme sensibile care dizbină societatea, de România, de 27 martie, 28 iunie, merg strict pe agenda antioligarhică. Și iată, aceste două întrebări pentru noi sunt cruciale și noi vrem să știm răspuns. Dar prima întrebare, totuși, deoarece ieri noi am auzit de la doi fruntași ale Partidului Socialiștilor, în emisiune televizate, niște răspunsuri. Și într-un fel sunt răspunsuri, dar nu este poziția oficială a fracțiunii sau a partidului. Și iată de ce noi, în primul rând, suntem mandatați ca fracțiunea socialiștilor să spună franc care sunt relațiile cu Partidul Democrat și dacă Partidul Socialiștilor a decis că nu va face coaliție cu Partidul Democrat. În funcție de răspunsul la această întrebare, mergem mai departe. În primul rând vreau să vă mulțumim în numele întregii echipe, colegii noștri, probabil, secretar executiv al Partidului Socialiștilor, este vorba despre Gai Vărtanean, care este deputat în Parlament, și juristul nostru, juristul Partidului Socialiștilor, Fadei Negăcev. Noi, în numele echipei, vă mulțumim pentru această oportunitate de a face acest schimb de opinii vis-a-vis de situația politică din țară și eventual să căutăm soluții pentru blocajul care există la momentul de față. Noi, anume politic, ce este bine este faptul că ne-am întâlnit și puteam avea această discuție. Noi am văzut și pachetul pe care l-ați înaintat dumneavoastră și condițiile pe care l-ați înaintat dumneavoastră. Întâi de toate, până a fost la orice discuție în această privință, că la altă ar fi nevoie să avem o clarificare pe acest subiect. Dumneavoastră ați spus dacă PSRM renunță la o alianță cu PD și aș vrea din start să vă spun că PSRM nu a examinat și nu examinează nicio alianță cu PD. Singura decizie a Consiliului Republican pe care am avut-o anterior, Comitetul Executiv, Politic, Organilor de Conducere, Fracțiunii Parlamentare, este de a iniția discuțiile cu blocul. Altă ieri, după ce a fost această invitație lansată de toată dumneavoastră sau dumneavoastră, ați avut o specificație foarte clară acolo, că ar fi foarte bine ca să avem o oră dată. Am numit pe convenarele pentru toată lumea ca să ne întâlnim, asta a fost propunerea noastră anterioară, deci noi n-am refuzat să fim foarte dat, să fim la discuție.
ca să avem clarificare. Doi, noi am înaintat și noi un set de propuneri, sunt trei blocuri în această prezință și probabil că este important să facem schimb, pentru că mâine vom avea ședință Consiliului Republican al formațiunii și trebuie să venim cu o poziție în acest sens. Reiterez, alte decizii decât a iniția discursului cu blocul politic acum și formațiunile constituiente ale blocului acum, nu au fost. Dar pentru a aduce la cunoștința Consiliului Republican al PSRM poziția dumneavoastră finală, noi trebuie să înțelegem. Dacă dumneavoastră sunteți gata să discutați setul nostru și toate acțiunile pe care le-am înaintat și, eventual, dacă insistați în mod categoric pe ceea ce în mijlocit ați prezentat în spațiul cu guvern minoritar, funcția de speaker și multe alte lucruri. Asta ar trebui să avem ca și care. O precizare, da. Dacă se poate. În cazul în care nu ajungem la un numitor comun cu blocul acum, poziția executivului, eu înțeleg că decizia va fi luată la Consiliu, dar oricum va fi propusă de executivului. Noi vrem să știm foarte clar care este poziția executivului Partidului Socialiștilor în varianta în care nu ajungeți la un numitor comun cu blocul acum, examinați varianta de a coaliza cu Partidul Democrat sau nu. Domnule Slusă, noi am menționat și probabil și colegii mei sunt foarte explicit și... Noi, de exemplu, am spus tranșant, din start că nici nu examinăm, mă scuzați că v-am întrerupt, nici nu examinăm această oportunitate. Întrebarea e închisă acolo. Domnule Slusă, dacă ați observat și eu în discuții pe care le-ați avut televizația, noi începem să vorbim și să discutăm foarte civilizat, foarte clar, foarte explicit. Am zis că o opțiune, cea mai probabilă opțiune în acest sens, vor fi alegerile parlamentare anticipate. Alte opțiuni astăzi pe agenda PSRM nu sunt. Evident că noi vom discuta mâine ceea ce avem ca și rezultatul discuțiilor de astăzi. Suntem foarte mulți oameni acolo, avem consultări și în raioanele Republicii Moldova, în localități. Suntem o formăciune politică serioasă, vom examina și vom propune ceea ce avem ca și rezultat a discuțiilor dumneavoastră. După care o să vedem care va fi agenda noastră ulterior. Sper că sunteți sinceri și dacă pornim de la premisa că astăzi nu doriți o coaliție cu PD, să înțelegem că mâine s-ar putea schimba acest lucru sau peste o săptămână. Dacă este cazul, atunci ne puneți pe noi într-o situație foarte și foarte incomodă, ori dumneavoastră acționați fără bună credință. Domnule Pușeu, dacă îmi permiteți, eu nu vreau să fiu nici insistent, nu vreau să par nici obraznic, dar dacă lucrurile sunt puse pe tapet în formatul în care menționați dumneavoastră, eu vreau să vă amintesc că cel puțin 60% din membrii partidelor constituiente ale blocului acum, și în special membrii Partidului Acțiunii și Solidaritate, au fost într-o formulă sau alta în guvernările de până acum, împreună cu Partidul Democrat, domnul Plahotniuc și tot așa mai departe. Noi vrem să ridicăm acum toată istoria trecută pentru ce? Dumneavoastră încercați acum să ne spuneți nouă lucruri care, după părerea noastră, cel puțin la etapa asta, pe care o avem cu dumneavoastră în discuții, nu sunt relevante. Haideți să vorbim despre lucruri care sunt relevante. Noi v-am întrebat clar. Dumneavoastră veți insista în continuare pe tot pachetul pe care cu care ați venit public. Sunteți gata să examinați ceea ce am făcut noi? Dacă da, atunci avem loc de discuții. Dacă nu, atunci noi plecăm acasă, le spunem la ai noștri la ședința Consiliului Republican de luni care este situația și revenim cu poziție publică. Noi la întâlnirea cu domnul președinte, unde am dat dovadă de bunăvoință, am mers acolo și am avut o întâlnire destul de productivă, unde dumnealui a spus următoarele. Partidul Socialiștilor are propriul pachet antioligarhic și este dispus să o prezinte în completarea pachetului nostru. Să avem un pachet comun. Noi nici până astăzi nu am văzut acele legi care ar putea să vină să fortifice acel demers antioligarhic, așa cum ați promis dumneavoastră în campania electorală, așa cum ați promis dumneavoastră în declarația din 2016. Noi dorim să vedem dacă există disponibilitate în rândul atât a membrilor, cât și mai cu seamă în rândul conducerii de vârf a Partidului Socialiștilor, de a se angaja într-o luptă cu, pe viață și pe moarte, dacă doriți, cu Partidul Democrat, mai cu seamă cu Plahotniuc. De atâta și această întrebare. Dacă la voi există a treia opțiune,
coaliță cu Partidul Democrat, este o situație. Dacă, așa cum eu am înțeles, dacă corect am înțeles, că pentru Partidul Socialist, la ora actuală, există două opțiuni, din câte noi am auzit din declarațiile oficiale, din presă, sau coaliția de lungă durată cu blocul acum, sau alegerile anticipate. Dacă a treia opțiune nu există, asta e, noi trebuie să constatăm. Dacă există opțiunea coaliție cu Partidul Democrat, noi tot vrem să constatăm și deja concluziile vor fi diferite. Domnul Popșor, eu nu vreau iarăși să revin la situația despre care am vorbit. Nu noi, ci membrii partidelor pe care le reprezentați au fost în toate coalițiile de până acum. Vă rog să nu ne invenuiți pe noi, să nu ne căsătoriți pe noi, sau să ne propuneți să facem ceva, ce intuiți dumneavoastră că am putea sau nu am putea să facem. Asta este unul. Nu propunem nimic. Nu propunem, noi vrem să clarificăm. Ieri domnul Bătrâncea a spus părerea lui personală. La momentul de față niciun fel de lucru de genul ăsta. Eu apreciez cuvintele dumneavoastră, dar aș vrea să le aud și din gura președintelui partidului și din gura președintelui țării, care am primit. De ce nu a venit doamna Maia Sandu și domnul? Ok, este suficient. După ședința Consiliului, dacă vă asumați public o asemenea decizie, va fi o realitate politică. Dacă nu vă asumați public o decizie în acest fel, va fi o totul altă realitate politică. Trebuie să ne înțelegeți. Noi nu putem discuta cu pistolul la tâmplă. Dumneavoastră, mâine, astăzi ne spuneți că sunteți gata să faceți acest lucru, mâine mergeți și discutați cu socialiștii cu care am înțeles cu democrații, cu care am înțeles că deja aveți consens pe partea socială. Ce-o fi însemnând asta nu este clar, dar aveți consens acolo. Mai rămas doar partea politică. Dacă reieșim din anunțul dumneavoastră de alaltă, ieri acele precondiții sau sugestii, nu știu cum să le numim, ele se pliază mai degrabă pe agenda Partidului Democrat decât pe agenda noastră. Diferențele dintre noi ideologice sunt foarte mari. De ce noi nu putem discuta despre o coaliție per se? De asta și am venit cu acea soluție complicată, greu de digerat, dar o soluție viabilă. Stimați colegi, haideți să facem că dacă ne întoarcem la subiectele pe care v-a spus dumneavoastră, eu vreau să fiu foarte clar. Există o procedură legală descrisă foarte, foarte minuțios în lege. Cum putem noi să procedem la orice decizie pe care trebuie să o ia Parlamentul? E adevărat. Da? Trebuie să fie formate organele de conducere a Parlamentului, trebuie să existe speaker, trebuie să existe birou permanent, trebuie să existe comisie. Și pe toate aceste... Până atunci trebuie de clarificat cu cine? Cu cine o să fie făcut acest lucru? Eu v-am ascultat mai atenție. Și trebuie să existe o majoritate parlamentară. Așa spune legea. Mai departe, în ceea ce ține de pachetele de completare, în acest sens, noi am zis că noi suntem gata să examinăm tot ce ați propus dumneavoastră, pe excepția legii Magnitsky, că l-am spus-o franc, corect, fără ca să ne ascundem după oricare, nu știu, birou, deget, microfon, etc. Asta vrem să auzim și la dumneavoastră, dar sunteți gata să examinați ceea ce am propus noi. Deci, primul lucru, noi avem acolo inclus foarte clar anularea legii care pune pe spatele cetățenilor Mireală Furan și doi, comisia de investigare. Eu cred că acolo sunt sancțiuni absolut toată lumea care ar putea să iasă la suprafață. Comisia de investigare am propus și noi. Deja da. Declarația despre care vorbiți dumneavoastră este declarația pe care noi am propus încă în anul 2015. Da? Vedeți? Mai departe, ca să fie foarte clar, inclusiv domnul Igor Dodon, am solicitat și m-am insistat, da, anul 2015, 25 februarie, pe Dumitrie Maimutor, șef al instituției, Procuratură, Centrul Național Anticorupție, Comisia Națională de Integritate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisii Naționale, Comisii Electorale Centrale, etc. Dar, pentru ca toate lucrurile acestea să se întâmple, există nevoie ca să fie îndeplinită o procedură tehnică din punct de vedere juridic. Și au spus-o și colegii mei, noi nu putem să mergem astăzi în vreo, nu știu care, aventură, fără suport juridic, pentru că de altfel tot ce a fost până acum realizat în același format va fi declarat nu până la urmă. Deci, reiterăm poziția. Noi suntem gata să examinăm pachetul dumneavoastră de lege. Vrem să înțelegem dacă insistați în, ca și finalitate, pe acele poziții în ceea ce ține de responsabilitatea de guvernare. Mă refer aici la guvern și speaker. Și dacă sunteți sau nu sunteți gata să examinați proiectele noastre, inclusiv blocul pe care l-am prezentat. 1. Legile. 2. Capacitatea instituțiilor să fie făcută. Și aici vorbim despre inclusiv instituția prezidențială și nimic nou, dar de întoarcerea la ceea ce ține de 1 octombrie 2016. Și 3. Partajarea responsabilității de guvernare. Și aici am zis, noi suntem gata să susținem un guvern care a venit din partea blocului acum, cu excepția
celor două ministere care ar trebui să fortifice capacitățile instituției prezidențiale și, evident, pentru că suntem formațiunea care sunt, a acumulat mai multe voturi în acest sens, insistăm pe funcția de speaker. Nouă mi se pare că acest lucru este și just și corect. Am zis că suntem deschiși, suntem gata să examinăm cu excepția unei poziții și vrem să auzim de la dumneavoastră aceste lucruri. Mai departe, ceea ce discutăm noi aici, dacă vreți să discutăm vreodată presa, vom reveni la ședința Consiliului Republican. De mâine vom aduce la cunoștința colegilor noștri și vom lua deciziile care se impun. Asta și pentru asta am fost mandatat în acest sens. O fi just abordarea pe care o spuneți dumneavoastră, dar trebuie să ținem cont și de realitățile politice. Ori încrederea dintre cele două partide astăzi este sub aproape zero. De zero. Da, că e sub, că e deasupra, e, las loc de interpretare. Cert că la acest nivel de încredere zero, să ne puneți pe noi în situația de a vă oferi poziția de speaker, neavând nicio certitudine că vor fi sau nu vor fi votate aceste proiecte de legi foarte importante pentru noi, dar mai ales pentru țară, ne puneți într-o situație foarte incomodă. Partea cu încrederea este un aspect, iar a doua parte este pur matematica parlamentară. Sunt toată mass media prezentă. Noi suntem oameni, mi se pare foarte maturi și dați să dăm dovadă de maturitate politică în acest sens. Haideți atunci să vă explic matematic. Haideți să stați, să ne clarificăm lucrurile. Poate după clarificarea lucrurilor nici n-aș putem discuta. Pentru noi este evident că blocul acum nu poate să facă coaliția cu Partidul Socialiștilor. Este absolut clar. Și aici este subiectul care noi nu putem discuta. Noi avem divergențe fundamentale. Noi avem diferite ideologii. Dar există câteva lucruri comune care și noi și voi am promis alegătorilor noștri. Și eu, fiind candidat cu domnul Bătrânice la sectorul Râșcani, anume reprezentanții Partidului Socialiștilor se apropia la cortul meu și noi n-am discutat despre NATO, noi n-am discutat despre limbi, noi n-am discutat despre multe alte lucruri, noi am discutat despre eliberarea statului din captivitate. Și sunt câteva subiecte care, la prima vedere, noi, nu de mult, noi credeam că sunt comune. Și sub acest aspect, pentru noi este foarte important să auzim încă o dată. Iată, noi avem 7 proiecte care deja sunt înregistrate. Aceste până când sunt la nivelul de intenție. Aceste 7 proiecte, eu corect am înțeles că, cu excepția actului Magnitsky, nu știu de ce nu vă place denumirea, celelalte proiecte, 3 comisii, declarația de capturare statului, anularea sistemului mixt și demisia șefului CNA. Noi mai avem și a 8-le proiect, dar nu ne ajung cu 8 semnături. Pentru a demite pe șeful SIS-ului e nevoie de 34 de semnături să fie depusă vot de încredere. Avem nevoie de semnăturile voastre. Eu corect am înțeles că aceste proiecte voi acceptați. Suntem gata să le discutăm. Noi v-am explicat foarte clar. Domnul să le discutăm sau deja ați făcut cunoștință și să pe conținut? Domnul Stos, dacă îmi permiteți doar ca să finalizez, domnul Bătrânce, și eu vreau ca să fie foarte clar. Noi avem peste 300 de proiecte aici. Este. Dintre care inclusiv declarația votată despre care vorbiți dumneavoastră. Scrisă inclusiv de colegii noștri. Inclusiv chestiuni legate de demiterea procurorului și multor altor persoane aflate în funcție, realizate, dar fără finalitate. Fără finalitate din considerentul că nu exista o majoritate să susțină acum un guvern. Avem... Dați-mi voie să finalizez. Vă ascultat cu mare atenție. Noi v-am zis că, cu excepția legii cu privire la Magnitsky, avem mandatul să discutăm restul toate. Noi le-am examinat. Diferența cu dumneavoastră le-ați înregistrat sau că noi le-am plasat în spațiu public, nu există, ca să înțelegeți, da? Pentru că pentru a avea avizii este nevoie de comisii. Este nevoie de speaker și este nevoie de birou permanent care va include în agenda Parlamentului aceste lucruri. Noi despre asta vrem să vă comunicăm, că procedural trebuie să mergem în acest sens. Noi suntem gata să examinăm ceea ce ați propus dumneavoastră. Mai departe vrem să înțelegem dacă mai există loc de discuții pe formatul partajării responsabilității de guvernare. Și aici mă refer la speaker, guvern. Clar. Atât. Deci, probabil că e nevoie încă o dată să repetăm noi foaia noastră de parcurs. Ca să foaia noastră de parcurs. Și dacă puteți, aveți loc pentru a discuta toate proiectele pe care le-am propus noi.
Și eu vă rog să nu luați decizii în locul Partidului Socialistor sau să interpretați. Dar noi, este o... noi am încercat să facem acest lucru? Ne-ați dat un indiciu că ați fi discutat ceva la cort sau în altă parte și noi discutăm cu foarte multă lume. Unii au unii probleme, alții au alte probleme. De asta noi suntem partidii atât de mari, probabil, pentru că începem să dăm dovadă. În primul rând, n-am înțeles pasajul dumneavoastră, dar mergem mai departe. A patra oară încerc să vă spun. Sunteți gata să examinați setul pe care l-am propus noi? Sunteți gata să discutați subiectele legate în mijlocit de partajarea responsabilității de guvernare în formatul în care l-am propus noi? Dacă da, atunci este o discuție. Dacă nu, ne spuneți nu și noi mergem înapoi la colegii noștri, la consiliere. Și le spunem care este poziția noastră. Probabil că este necesar încă o dată să reiterăm poziția noastră referitor la foaia de parcurs, cum vedem noi lucrurile. Dar întâi de toate pe proiectul de lege. Ceea ce voi ați înaintat, o mare parte, cu excepția la două proiecte de lege, sau sunt cele care dizbină societatea și categoric nu pot fi discutate. Vorbim aici de aspectele NATO. Nu există nicio lege legată de NATO. Nu, acolo neutralitatea, statut de... Neutralitatea este transcrisă în Constituție. Este în Constituție, dar atunci... Punctual, la ce vă referiți atunci când spuneți? Atunci pentru ce? Mă întreb pe dumneavoastră referitor la postul de lege. Nu, eu vă răspund punctual. La blocul, trei blocuri pe care le-am propus de subiect. Pentru noi prezintă interes doar proiectele de lege care țin de dezoligarhizarea țării. Aspectele sociale sunt foarte importante pentru noi, dar noi înțelegem că, în condițiile statului capturat, noi tot timpul o să avem acest genocid social și o să ne mulțumim cu niște fărâmături aruncate la pași și la Crăciun și nu o să rezolvăm problemele oamenilor fundamental. B, în condiția lipsii guvernului, noi imediat nu putem să procedăm la votarea acestor legi. Noi vă propunem o altă foaie de parcurs, la care noi putem, dacă există voință politică din partea Partidului Socialiștilor, să procedăm chiar mâine. Pentru noi sunt importante aceste șapte legi. Ok, voi aveți ceva... Cu... Stați. Eu vă spun foaie de parcurs. Mai avem încă câteva legi legate de mai multe demiteri. Demiterea la CEC, demiterea la Procurorul General, demiterea la SIS, noi deja am spus, la mai mult funcționar. Și multe, multe alte proiecte de legi legate de curățirea sistemului, inclusiv, în primul rând, anularea sistemului mixt. Eu tranșant n-am auzit totuși poziția Partidului Socialist vis-a-vis de acest subiect. Iată, pentru a realiza această agendă, noi, fără să creăm coaliția, suntem gata să examinăm formarea organelor de lucru a Parlamentului. Asta prima etapă. Noi v-am propus guvern minoritar. Asta este opțiunea noastră. Noi considerăm că în condițiile este mare risc pentru noi să ne asumăm guvern minoritar care poate fi dimis în orice clipă. Noi putem 3 ani noi am fost la baricadă. Cu părere de rău, eu nu vorbesc despre tot Partidul Socialist, dar președintele Dodon a dat dovadă de oportunism și mi se pare că suferă și Partidul Socialist. Dar asta e altă întrebare. Bun, nu, lăsăm această întrebare. Și guvernul condus de blocul acum are toate pârghiile și are mai mult gradul de realizare a agendei antioligarhice. Dar asta este opțiunea noastră. Voi puteți să alegeți altă opțiune. Și eu, din câte am înțeles azi, înclinați spre alegeri anticipate. Iată, sub acest aspect, noi propunem această foaie de parcurs. Vă rog foarte mult să nu dați calificative nici domnului președinte la această... Nu, asta dreptul meu, domnul Cedan. Asta dreptul meu... Este și dreptul meu, pentru dacă eu aș încerca acum cu tot ce cred eu despre unii reprezentanți din... Am trecut chestia asta, am depășit și mergem mai departe, dar asta a fost în contextul. Iată foaia noastră de parcurs. Noi vedem așa, curățirea sistemului câteva luni, împreună cu cei care nu se află sub controlul lui Plahotniuc, adoptarea acestor legi foarte importante, după asta votarea guvernului minoritar. Dacă voi, după această curățire, aveți altă opțiune, nu sunteți de acord cu guvernul minoritar, această opțiune noi putem să examinăm. Și atunci se schimbă optica în contextul alegerii organelor de lucru a Parlamentului. Este important că e un pic diferit de ceea ce ați vorbit de până acum, dar eu o întrebare discutăm. De clarificare o să depun un pic mai târziu, dar să celebrăm. Da.
Stimați colegi, domnul Slusăr, dumneavoastră a spus un lucru foarte bun. Realizarea agendei. Că ceea ce noi spunem și am spus-o foarte clar, nu știu ce dumneavoastră vă repetați de atâtea ori, noi suntem gata nu doar să examinăm, dar și să susținem mai multe lucruri, cel puțin din motivele care... Inclusiv și anularea votului mixt, mă scuzați. Asta nu e discuție. Tot timpul... Noi, nu, asta e așa. Noi, asta nu-s dezbateri electorale. Pe noi ne ascultă cetățenii. Foarte bine. Eu știu până ce dumneavoastră finalizați. Am finalizat. Pot să continui? Da, da. Vă mulțumesc frumos. Pe noi ne ascultă cetățenii. Societatea a așteptat foarte mult această întâlnire. Inclusiv și alegătorii dumneavoastră, inclusiv și alegătorii noștri. Și noi trebuie să demonstrăm oamenilor câteva lucruri. Unu, că putem discuta. Fără a veni cu etichetări, așa cum a spus și domnul Ciban, dacă noi să începem a spune ce credem noi despre unii, nu ajungem nicăieri. Noi putem stabili o agendă. Și noi putem susține mai multe proiecte, acele care dumneavoastră deja le-ați înregistrat, pe motivul că și noi le-am promovat. Dar realizarea agendei. Este o singură întrebare. Avem noi capacitatea să constituim acea majoritate parlamentară? Nu vă place cuvântul coaliție, alianță? Nouă nu ne place, că nu noi am fost în coaliție și alianță. Dar majoritatea parlamentară este o noțiune juridică. Și perfect necesară. Unde ești parlamentar? Eu încerc să vă argumentez. Și realizarea agendei despre care noi vorbim, foarte frumos, convingător pe mesaj politic. Pentru asta trebuie să avem un stat funcțional. Statul a fost capturat începând cu Parlamentul, atunci când cineva a creat o majoritate parlamentară. Ulterior guvernul, care au la rândul lor aceste instituții importante în stat, au avut influență și asupra instituțiilor de drept și așa mai departe, inclusiv și Curtea Constituțională. Și de aceea scoaterea din captivitate se începe din Parlamentul Republicii Moldova, care este forul suprem. În premieră, noi putem să facem un lucru. Astăzi suntem două partide de opoziție. Bine, două fracțiuni, care anterior au fost de opoziție, de stângă, de dreapta, nu are importanță. Avem o șansă reală să constituim această majoritate parlamentară. Noi nu înțelegem de ce vă temeți că dacă noi public asumăm o agendă, oamenii vor primi ok că să creată această majoritate parlamentară. Dar pentru realizarea acestei agende, că este foarte frumos atunci când transmitem în spațiu public unele pachete de legi, dar legile urmează a fi aprobate și legile urmează a fi realizate. Inclusiv și cu suportul guvernului. Că v-am spus-o și ieri în cadrul discuției televizate, că mai multe proiecte țin și de avizul pozitiv a guvernului. Asta o scrie Constituția. Nu sunt așa de multe. Dați voi, eu deja finalizez, mai dați-mi voi foarte scurt. Noi dorim să construim un stat drept și nu putem să pășim cu stângul și noi trebuie să avem o foarte bine stabilită agenda și juridică, care să fie primită de întreaga societate și de partenerii din afara țării. De ce? Întrebarea este foarte simplă. Noi avem capacitatea să constituim majoritate A și B, dacă noi putem asigura funcționalitatea instituțiilor de stat, cum este Parlamentul și Guvernul, prin partajarea, de ce nu, a instituțiilor de stat. Pentru realizarea acestei agende. Domnul Slusă, Eu v-am spus de trei ori, nu eu personal. Dumneavoastră s-a auzit poziția domnului Cebană, s-a auzit poziția Partidului Socialiștilor de mai mult. Suntem gata să examinăm și să susținem această agendă. Să o susținem. Dar avem noi capacitatea împreună cu dumneavoastră să formăm instituții de stat funcționale. Avem noi cu dumneavoastră capacitatea deja nu din poziție de opoziție parlamentară sau extraparlamentară, dar din poziție majorității parlamentare să luăm responsabilitate pentru acest stat. Că pentru oameni mai există și alte întrebări, cum este viața cotidiană, economia, social, pensii, salarii și așa mai departe. Adică nu va fi deja cei care răspund pentru asta. Vom fi noi, ca două fracțiuni parlamentare, responsabili de situația asta. Avem noi capacitate. Noi mâine la Consiliul Republican a Partidului Socialiștilor putem spune că împreună cu blocul acum noi avem capacitate să facem, să construim această noștri și să conducem țara. Stimați colegi, răspunsul la întrebarea dumneavoastră probabil e în aer, e de la sine înțeles. Astăzi, când avem un asemenea deficit de încredere, răspunsul dumneavoastră este unul retoric. Însă, avem capacitatea să construim ceva, inclusiv pas cu pas, despre cele semnături care le pomenea domnul Slusăr, să construim pas cu pas cu această încredere. Dacă ne întrebați
suntem gata să partajăm ceva? Nu suntem gata să partajăm. Dumneavoastră insistați pe majorități, pe coaliții. Pe noi, sincer, ne punem în gardă o asemenea abordare, pentru că la fel cum diferențele dintre noi și dumneavoastră sunt foarte mari, la fel și dumneavoastră, diferențele dintre dumneavoastră și noi sunt foarte mari. Iar insistența dumneavoastră coaliții, majorități, partajări, pe noi, sincer, atunci, ne punem în gardă. Domnul Pușaie, nu vă supraz. Dar pe noi nu trebuie, scuzați-mă, pe noi nu trebuie să ne punem în gardă, că dumneavoastră cu 26 de mandate veniți astăzi, ați avut o istorie de colaborare cu Plahotniuc și Partidul Democrat de 10 ani de zile. Absolut toată lumea, din prunca... Eu am un an jumate de când sunt în politică, domnul Ceva. Cine cu cine? Eu am un an jumate de când sunt în politică. Nu vorbesc de dumneavoastră. Dar la cine faci referință? Pot să fac referință de la și până la. Că aveți și ambasadori din Partidul Liberal, și funcționari care au votat pentru Plahotniuc în funcție de vicepreședinte, și cei care au votat, au fost votați de Plahotniuc. Dacă vreți ambasadori în funcție deci, votat de Plahotniuc, domnul Ceva. Dacă vreți să discutăm ambasadorii nu sunt votați în Parlament, ca să știți că pe procedură. Și eu vă rog foarte mult, haideți, pentru că aici eu să ne votăm. Eu vă rog foarte mult, haideți, într-un fel, să ne ascultăm. Pe noi ne interesează ca să știm ce să aducem la... Și vă rog să lăsăm aceste acuzații, etichetări, interpretări. Pentru că noi avem foarte mult să vă spunem, dar încercăm să fim foarte corecți în această abordare. Foarte bine faceți. De asta vă rog foarte mult, haideți să diminuăm tonalitatea. Să încercăm să ne ascultăm. Da, avem. V-am ascultat foarte atent, nu ați întrebat. Nu, avem ce discuta. Foarte liniștit. Avem ce discuta cu siguranță. Dar gata, pentru a construi ceva, gata, trebuie să fie încredere. Da. Sunteți gata să avem o majoritate parlamentară sau nu? Da sau nu? Dacă pentru a vota anumite legi, ca coaliție, ca alianță? Pentru a vota anumite legi, pentru a realiza agenda. Chiar și ce spuneți, domnul Popșoi, că noi cu să susținem, să votăm împreună acel set de legi care ați pregătit dumneavoastră în echipă. Pentru asta, da. Pentru asta deja... Dacă aveți disponibilitatea... Doar clipă. Pentru asta gata. Deja legea și practicile și internaționale de care doriți impune instituirea Parlamentului, conducerea Parlamentului. E o întrebare retorică, este evident, domnul Bătrânge. Este scris negru pe alb toată procedura. Pentru a vota legile trebuie 51 de voturi minim. Întrebare retorică. Și este nevoie și de președinte parlament, și de comisie, și de birou permanent care stabilește agenda. Dar birou permanent urmărim declarațiile dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că aveți ok, magică, cum se poate de rezolvat problema în lipsa președintelui Parlament. Nu există asemenea procedură. Dacă se dorește tare, se poate încerca, dar noi am înțeles că nu vreți să încercați. Dar noi vrem să construim un stat de drept. Și mai mult, la mai multe proiecte de lege este nevoie de avizul pozitiv a Guvernului, o spune Constituția. Dar noi chiar și împreună, 61 de mandate, noi nu putem modifica Constituția. De aceea, pentru a realiza această agendă, noi deja trebuie să construim conducerea Parlamentului. Și să mergem înainte. Domnule Bătrânce, da? Aceste 7 noi proiecte de legi, nu e nevoie de eu că juristul spun că nu este posibil și este ilegal, este anticonstituțional. Da. A este 7 proiecte de legi care noi am înaintat, e nevoie avizul guvernului? Da. Nu e nevoie, deoarece acolo nu este necesar micșorarea sau majorarea cheltuielilor bugetare. Noi vorbim despre 7 proiecte. Adică nu ne cramponăm pe partea tehnică, dar discutăm sub aspect politic. Noi am propus... O secundă, da. Răspuns la întrebarea dumneavoastră. Da. Noi suntem gata și am anunțat și public candidatura noastră la poziția de speaker pentru a asigura acel proces de adoptare a legilor. Pentru că revin la matematica parlamentară și la lipsa de încredere. Speakerul nostru, oricare ori fi el, că e Andrei Năstase, că e altcineva, poate fi demis a doua zi cu voturile celorlalți deputați din Parlament. Un alt speaker. Da, da. În afară de cel 26 are locului acum, rămân 75 de voturi în Parlament. Da? Matematică parlamentară. Un speaker ales din partea Partidului Socialiștilor, blocul acum nu are nicio capacitate adică să-l influențeze. Noi să votăm speakerul dumneavoastră, dar pe urmă cu PD-ul să-l dimitem, asta o propuneți? Noi vă propunem... Asta aveți această oportunitate pe care noi, chiar dacă am dorit, nu avem. Deci este o matematică parlamentară. În condițiile lipsei de încredere. Noi, dumneavoastră, vine în funcție de președinte de parlament și de prim-ministru, care ați anunțat-o public. La prim-ministru trebuie să ajungem, dar dumneavoastră aveți acea disponibilitate. Pentru noi ce e important, domnul Bătrâncea? Împărțirea funcțiilor. Stați. Guvernul minoritar e posibil doar în condițiile în care dumneavoastră sunteți gata să faceți acest. Pentru și atunci putem să discutăm. Dumneavoastră și guvernul minoritar, care tot domnul este... Bătrânce, dar noi ce facem? Pentru noi, ce este acolo mai important? Acolo trebuie să ajungem și acolo putem să discutăm. Noi iar întoarce-vă împărțirea funcțiilor. Noi vorbim despre agenda antioligarhică. Asta foarte... Nu. Aici e cazul. Nu împărțesc funcție, dar solicitați și președinte parlament.
prim-ministru. Doar că instrumentariu. Că instrumentariu, instrumentariu. Dar noi cine suntem în condiții? Statiști? Domnule Bătrânce. Noi suntem instrumentariu. Ca instrumentariu. Dacă noi vrem. Dumneavoastră ne-ați întrebat dacă avem majoritate sau nu avem, putem majoritatea. Dacă pentru a vota pe ordinea de zi pentru dezoligarhizare, noi avem majoritate. Pentru a împărți funcțiile, noi nu avem majoritate. Și cu guvernul este prematur. Noi v-am propus opțiunea asta de guvern minoritar. Dar este prematur să discutăm acum acest lucru. Este 61 deputat, deja nu este guvern minoritar. Este un guvern cu drepturi și competențe depline. Nu contează numărul, contează componența acestea. Absolut. Pot să am câteva întrebări, pentru că noi avem mandatul pentru a pune, în primul rând, aceste întrebări și a venit pe o poziție de clarificare. Da. Ca să nu discutăm la televiziuni, ca să nu discutăm, nu știu, prin rețele de socializare, prin troli sau nu știu prin cine. Da? Majoritatea parlamentară este sau nu este posibil să putem întreba? După părerea. Majoritatea parlamentară pentru a vota toate proiectele de lege legate de dezoligarhizare putem face. Este majoritatea situativă, dacă doriți, este majoritatea sub care, sub această agendă, noi vom alege organele de lucru. Și pentru noi mai importante sunt comisiile și biroul permanent, deoarece procesul legislativ se începe cu ele și se termină cu semnarea legilor. Iată, sub acest aspect, majoritatea parlamentară noi putem construi. Dacă vorbiți despre majoritatea de coaliție, cu partajarea funcțiilor, cu alianța, cu acordul, noi, din start, am spus, spunem acum și vom spune că este imposibil. Adică noi votăm speakerul dumneavoastră și prim-ministru al dumneavoastră, neavând. Voi aveți opțiuni. De bună credință. Stai, domnule Bătrânce, voi acum ați plătit. Eu vreau ca să-l finalizăm și după asta dacă mai avem temei pentru a discuta. Ok. Deci, coaliții de guvernare stabile, ceea ce am spus noi, pe o perioadă anumită, determinată, pe care ne înțelegem, nu știu, o lună, două, trei, cât aveți nevoie, șase, un an, doi, poate și patru, cu o agendă clară, sunteți gata să susțineți sau nu? Domnul Ceva, personal mă pune în gardă insistența noastră pe conceptul de coaliție. Exact. Programatic, noi suntem atât de diferiți. Nu putem să nu vă înțeleg. Pe coaliție, pe un an, doi. Suntem atât de diferiți programatic. Acum, ca să știu ce să spun... Nu, dumneavoastră, cumva, foarte șmecher ați formulat întrebarea. Pentru două, trei luni sau doi, trei ani. Asta e două lucruri diferite. Pentru două, trei luni, pentru a curăța sistemul de drept, pentru a curăța statul, noi putem crea majoritate parlamentară. Mai simplu vorbind, pentru eliminarea pentru eliminarea sistemul politic din toate instituțiile după asta statului, avem două opțiuni. După asta avem două opțiuni. Dați-mi voi, vă rog frumos. Eu m-am ascultat la televiziune, la dezbatere, am auzit toate pozițiile dumneavoastră. Eu vreau cu atât mai mult ne miră poziția dumneavoastră. Să ascult și să vă aud exact ca să pot transmite în continuare. Deci, coaliție de guvernare stabilă nu vedeți posibilă cu PSRM. Așa, dacă pe durată un an, doi, categoric nu. Vedem un guvern minoritar susținut de către PSRM foarte stabil. Domnul Slus răspund, categoric așa. Nu. Mai departe, eu de ce vă întreb lucrurile astea? În 2013 am încercat colegii voștri, Maia Sandu, când era la domnul Filat, au încercat cu PSRM. Coaliții nu a existat. A existat situativ. Unii a ajuns filat, noi știm. Dar nu e problema că au fost mai departe, unde este Plahotniuc, noi toți... Domnul Ceba, nu e problema că nu a fost hârtie. Problema că cineva nu a vrut să meargă. Stimată, nu a avut voință politică. Eu v-am întrebat, dumneavoastră ați răspuns. Da. Pentru că, repet, noi trebuie aceste lucruri să le ducem mai departe acasă, la... Numai le duceți exact cum eu am spus. Noi suntem gata, iată, sunt camere. Este toată presa de asta. Noi... Nu am rugat pe nimeni să iasă. Foarte sau... bine. Noi suntem dacă ar fi fost făcut lucrul ăsta, avem să ieșim și noi. Dar... Îmi permiteți să mai pun o întrebare de clarificare? Nu, eu vreau că dumneavoastră exact să transmiteți mâine mesajul către Consiliul Republican. După asta vă răspund eu la oricare întrebare sau cineva din colegii mei. Începând cu procedura, domnul Nagăcescu, ca să vorbim în termen inclusiv juridic. Și finalizând cu aspectele care țin de conținut. Pe tot felul de partajări sau nepartajări. Întrebarea noastră este din blocul 3. În condițiile în care noi susținem sau suntem gata să examinăm proiectele dumneavoastră de lege și am zis care n-ar fi o opțiune pentru noi, dumneavoastră sunteți gata să examinați pachetul de legi pe care l-am înaintat. Exact, punctual la ce vă referiți. Am fost plasat fiecare, cu spațiu public. Exact, numiți 1, 2, 3. Sociale, miliardul, comisia de anchetă, pensii de două ori pe an, capitalul matern, pachetul de legi privind găgăuzia, pachetul de legi cu privire la... Tot ce a trebuit să
Asta ajungem la capacitatea instituțională. Împărțirea funcțiilor și Republica Prezidențială cred că merge prea departe. Cât privește pachetul social, cum vă imaginați, dumneavoastră, că noi am putea avea o problemă cu creșterea veniturilor și salariilor cetățenilor noștri. Aici două opinii nu poate fi vorba. Vă întreb, da sau nu? Evident că da, la pachetul social... Dacă e nevoie, eu vă dau toate proiectele acum. Și de asta răspundeți, noi suntem gata să examinăm sau nu, pentru că noi trebuie să ducem asta înapoi la Consiliul Republican. Oamenii ăștia au de gând să examineze, sau oamenii ăștia nu au de gând să examineze. Iată, aici este întreg pachetul de legi, începeți cu ce vreți, mergeți în care demisiune doriți. Dacă sunteți gata, atunci noi luăm ca și an. Da? Blocul acum și formațiunile constituente sunt gata să examineze ceea ce am propus. Domnule Șoban, cu excepția legilor care divizează societatea, pe celălalt există disponibilitate. Voi aveți trei blocuri de probleme acolo. Nu sunt probleme, sunt soluții, dar soluții, bine. Nu legăm de cuvinte. Sunt trei blocuri. Primul bloc, foarte scurt, la voi, legat de anticorupție, de oligarhizare, justiție. Cel mai scurt. Desigur că este și agenda noastră și coincide. Poate voi aveți și altele. Aici nici nu se discută. Să substituim proiectele dumneavoastră. Nu. Să le completați. Aici avem agenda comună. Proiectele ce țin de geopolitică, care dizbină societatea, desigur, categoric nu vor fi susținute de blocul acum. Aici nu pot fi locuri pentru... Cu neutralitatea această inițiativă, eu am auzit în spațiul public. Neutralitatea nu dizbină pe nimeni pentru că noi suntem conform Constituției. Pentru ce atunci de revenitul acest obiect? Pentru ce de tulburat lumea? Pentru ce? Același lucru legat de noi. Ne-ați întrebat, v-am răspuns punctual. A treilea bloc, ce ține de problemele sociale, sunt foarte importante, sunt din agenda, intră în agenda locul acum, doar că la etapa când nu există guvernul, dacă noi, cum noi vedem etapizat, noi până nu există guvernul, putem 2 sau 3 luni să lucrăm, să nu spunem că noi degeaba primim salariile, că să deblocăm activitatea Parlamentului și să le votăm legile care nu necesită avizul guvernului. Proiectele sociale care propuneți voi, trebuie de problema guvernului, de finanțare, și aici iar noi revenim la problema guvernului. Blocul numărul 2 ținea de capacitatea instituțiilor. Sunteți gata să discutăm lucrurile? Precizați, vă rog. De întoarcerea. De întoarcerea atribuțiilor, adică să rezolvăm întrebările personale al lui Igor Nicolaevici. Nu sunt întrebări legate de instituția prezidentului. Credeți că asta este prioritar pentru cetățeni? Acolo sunt inclusiv instituții care au fost, după cum dumneavoastră spuneți, corect. Stimați colegi, prioritatea este eliberarea celor instituții din captivitate. Da, și sub controlul Parlamentului, dacă avem majoritate. Și nu transmiterea lor în subordinea privată sau altfel. Prevederea Constituției. Noi nu le discutăm astăzi, nu le interpretăm astăzi. Noi vă întrebăm dacă sunteți gata să susțineți realizarea acestor. Suntem gata să susținem eliberarea celor instituții și redarea lor poporului. Și întrebarea numărul 3 e legată de partajarea responsabilității guvernului. Deci, dumneavoastră, în continuare, veți insista pe funcția de speaker și guvern minoritar? Noi insistăm... Dacă dumneavoastră aveți disponibilitatea, este o agendă. Iar admitem că noi... Disponibilitatea în ce sens? Pentru a începe lucrul asupra realizării... Dar dacă nu, agenda este următoarea. Noi am spus-o public și o reiterăm și aici. Începem de la declarația în Parlament privind la stat captură. Exact. Apoi, votăm speakerul din partea blocului acum. Votăm legile din partea pachetului comun. După asta revenim la discuție. Votăm speakerul din partea blocului acum. Asta este ultimul răspuns. Dumneavoastră n-ați ascultat mai departe. Votăm speakerul din partea blocului acum pentru a vota pachetul de legi. Pentru acest lucru îl votăm. După care revenim și discutăm. Ori dumneavoastră sunteți gata să mergem să creăm guvern minoritar, ori mergem la legea anticipate. Și atunci funcția speakerului din 2-3 luni. Voi, după cum... Noi nu vrem funcția de speaker, ne place nouă. Vrem aprobarea pachetului de legi. Dumneavoastră aveți 26 mandate. Sunteți forța care a fost locul 3 în aceste alegeri, dar insistați ca să fie speakerul și... Locul 2, dacă să o luăm după numărul de vot. Haideți să... Nu este principiat. Întrebare, noi trebuie să ne facem și să explicăm și alegătorilor noștri ce facem noi în continuare. Să începem și opinia lor
ce facem noi în acest sens. În cel mai simplu mod, pentru că, de exemplu, ceea ce am reiterat eu acum. Mai multe dubii vis-a-vis de activitatea unor persoane din anturajul dumneavoastră decât dumneavoastră față. Credeți că noi mai puțin oameni? Dacă începem amorci, această aprobare nu este constructivă, domnule Ceban, exact. Pentru că noi am putea să vă spunem exact cine și de câte ori ne-a spus și de ce echipa lui Lahotniuc face parte. Noi nu vrem să discutăm acest lucru. Nu trebuie să mergem pe direcția asta, dacă vrem să fim constructivi. Eu ca să finalizăm această discuție aici, da. Dumneavoastră ați început-o, dumneavoastră finalizați. Nu, dumneavoastră ați început-o. Și o continuați deja de câteva luni de zile, așa, în mod intensiv. Poate să spună cineva că au fost niște vânători care au văzut cum au mâncat niște vânători carne de căprioară și asta este bună. Noi v-am văzut în acțiune. Faptul că sunt niște... Vă referiți la sistemul mix, votare, sau la ce vă referiți? Eu ce vreau pentru șor, amnistia capitală, la ce vă referiți? Noi discutăm despre oameni care au fost parte componentă a guvernatorilor care s-au perindat. Dumneavoastră, ceea ce ați auzit undeva sau ați expus cumva, sau ați interpretat cumva, asta este o altă lată. Deci eu vă propun ca aici să finalizăm. Pentru mine sunt lucrurile clare, dacă colegii mei au care... Pot eu să vă depun câteva întrebări? Domnul... Pot eu să vă depun câteva întrebări? Eu vă răspund toate întrebările, sigur. Dacă pot să-l rog pe colegul meu, domnul Nagacevski, să explice de ce este important să mergem pe formula cu majoritatea parlamentară și unde este prevăzut asta în lege, ca să nu avem loc de interpretare. Nu am citit ce noi regulament. Problema nu este juridică, domnul Ceban, problema este politică. Chiar între voi doi aveți păreri diferite. Nu avem noi de păreri diferite. Absolut. Ce nu v-a fost clar, domnul Ceban? Care a fost clar tot. Divergența. Care este divergența? Eu am pus întrebările pe care am pus. Care este divergența? Cineva a zis că putem să discutăm, cineva a zis că nu putem să discutăm. Cineva a zis că putem să procedem, cineva a zis că putem să discutăm orice întrebare în funcție de problema strategică. Dacă voi acceptați agenda noastră de dezorganizare. Și care este finalitatea până la urmă? Și atât aici noi putem discuta. Dacă voi insistați asupra coaliției partajer, noi nu avem ce discuta. Noi vrem să luptăm cu dumneavoastră împotriva lui Plahotniuc. Dacă aveți această deschidere... Voi 4 ani ați luptat. Funcțiile nu sunt importante. Important este ca blocul acum să obțină funcție președinte de parlament și de prim-ministru. Dar funcțiile nu sunt importante. Dumneavoastră vă faceți să nu auzi, nu știu de ce. Da, noi v-am auzit. Funcția. Unde aveți în comunicatul? Este despre speakerul, despre este. Aici... Ce oare ați spus acum? A 11 oare, cu riscul de a repeta. Deoligarhizare, renunțarea de coaliție cu Partidul Democrat. Și agenda... Ca să unde ceva, aici parțelă funcție? Ceva, stimate domn. Eu pe urmă vreau să fie de pont. Eu am zis că vă răspund la toate întrebările, nu fugim nicăieri. Bine, din punct de vedere juridic, în primul rând, după cum aș menționa domnul Ion Ceban, pachetul nostru vine să completeze pachetul dumneavoastră și să nu se vă expun. În condițiile în care eu vin să o completez, noi vorbim de un pachet comun de oligarhizare, așa cum pretindeți dumneavoastră că vă place noțiunea asta, dar noi vorbim despre dezinstituționalizarea influenței politice asupra sistemului de drept. Deci excluzia se referă la excluderea influenței politice asupra instituțiilor de drept. Lucrurile sunt destul de simple și sunt la suprafață. Deci noi constatăm că există un gen de influență asupra eventual procurorul general, asupra judecătorilor, curții constituționale, CNA, CEC, SIS, deci este o problemă care deranjează întreaga societate. În principiu, opinia colegilor a fost clară expusă. Deci aici privește prevederile regulamentului Parlamentului, care este o lege organică, prescrisă inclusiv de Constituția Republicii Moldova. Conform articolul 4, 7 din acel regulament este prescrisă și noțiunea de majoritate parlamentară și ce reprezintă o majoritate parlamentară. Deci este ședința de constituire, se declară fracțiunile în termen de 10 zile. După asta se constituie majoritatea parlamentară. Și dacă nu se declară, legile nu pot fi adoptate? Deci, domnule Sluza, majoritatea parlamentară reprezintă acel instrument juridic care garantează votul. Dumneavoastră îi spuneți majoritate că numai decât trebuie să fie, nu știu, coaliții, printr-o declarație sau nu știu cum o vedeți. Dar noi votăm această declarație propusă de deci voi, pe bază. Deja, 61. Asta deja 61 este majoritate parlamentară. Noi n-am declarat majoritate, deci dar am votat. Majoritatea parlamentară poate fi formalizată printr-un act semnat sau printr-o declarație
agitație verbală ca opinii publice cetățenilor. Sau prin vot, fădei. Dar votul ăsta trebuie să fie discutat. În cazul în care vă asumați un vot, este deja vorba de o majoritate parlamentară. Problema e că dumneavoastră încercați să utilizați în condițiile date dublele standarde. De ce? De ce? Domnule Năgășescu, nu văd niciun dublu standard. De ce? Pe de o parte dumneavoastră recunoașteți că ați fi dispuși să intrați într-un gen de majoritate parlamentară cu Partidul Socialiștilor pentru a vota ceea ce vă interesează pe voi. Dar pe voi ce vă interesează? De o legătizare. Pe voi sau pe noi? Pe voi? Deci, repet, noi vorbim de speaker-ul Parlamentului. Așa creează impresia că doar pe noi ne interesați rupta cu Plahotniuc. Deci noi vorbim de speaker-ul Parlamentului și Guvernul Republicii Moldova. Voi spuneți că vreți să vă asumați o responsabilitate politică de luptă contra cuiva, contra la ceva. Păi Partidul Socialiștilor spune, de asemenea dorim să ne asumăm o asemenea luptă. Problema este... Spune Partidul din Moldova, faptul e Băi, este o chestiune banală. Deci, când intri într-o luptă politică, băi, nici la război, nu trimiți la război pe un coleg, un partener pe care ți-l asumi într-o luptă fără a oferi instrumente de apărare. Deci ce își propuneți dumneavoastră ca Partidul Socialiștilor să intre în război împreună cu dumneavoastră într-un război, cum ați numit dumneavoastră, pe viață și pe moarte, așa, fără a dispune nici măcar de un instrument de apărare. El să rămână la ușa cortului. Dumneavoastră, revenim la pârghii, la abordarea lui Mihai Ghimpu, la împărțirea pârghiilor. Noi nu vorbim de împărțirea pârghiilor, noi pârghiile vorbim de responsabilități politice. Nu, procuror independent, șeful CNA ales prin concurs. Noi vorbim de responsabilități nu partajare politică. Guvern și speakerul Republicii Moldova. Eu revin la întrebări. General, să alege de CSP. Președintele. Nu, noi nu cu asta am venit. Noi am venit cu proiectele de lege. Proiectele de lege. Care sunt proiectele? Noastră aveți un singur proiect de lege care se... Proiecte actelor normative. Deci se referă la crearea trei comisii parlamentare de anchetă. Nici o comisie de anchetă parlamentară în Republica Moldova nu a fost eficientă până astăzi. Pentru asta trebuie să modifici regulamentul. Poate e cazul să schimbăm situația. Studiind regulamentul, veți observa că eu am studiat foarte comisiile de anchetă nu pot invita în calitate de martori sau nu știu cine, judecători. Așa au lucrat parlamentele până în prezent. Comisia de anchetă este ineficientă deoarece nu are instrumente. Pentru asta trebuie să îi oferi instrumente suplimentare prin modificare regulamentului. Deci un pic mai emotiv, pentru că sunt lucruri evidente la suprafață care sunt transpuse în lege, dar nu vreți să le recunoașteți. Eu pot să nu există lege la dumneavoastră. Vă răspund la toate întrebările pe care le aveți. Pentru mine este clar, noi am luat act, că nu vreți formarea majorității, că nu vreți coaliție, că stabilă nici pe termen, că insistați pe funcția de speaker, pe funcția de prim-ministru. Insistăm pe agenda noastră. Și agenda dumneavoastră, fără ca să examinați agenda noastră. Despre agenda voastră noi am spus, avem câteva proiecte comune. Ceva am zis, Pierona? Care lege noi am refuzat din pachetul dumneavoastră? Nu știu, am spus că... Nu, legile, noi am refuzat legile de geopolitică, am refuzat. Care sunt de geopolitică? Dumneavoastră n-ați numit nicio lege. Nu, am spus foarte clar. Cu limba. Noi pur și simplu... Carta europeană? Stați. Noi primul cu... Carta europeană e adoptată de către... Cu confirmarea neutralității, autonomie... Nu există acolo un pachet. Nu, eu prima dată le văd. Noi, spre deosebire de voi, noi le-am înregistrat timp de o lună, aceste proiecte. Noi am auzit ceea ce a fost în spațiul public, domnule Ceban. Și v-am dat posibilitate ca să le examinați. Ok, ok. Și imediat ne întrebați ce acceptăm, ce nu acceptăm. Când noi spunem ceva, spuneți, da, așa ceva nu există. Era o adresare pe nume. Noi ne-am pregătit față de ceea ce ați înainte. Dar nu le-ați înregistrat proiectele este. Noi prima dată le vedem. Nu înseamnă a registra, a deplasat. Le-am transmis în spațiul public. A fost transmis domn demers. Și până dumneavoastră ați plasat în la noi e mai mult de o lună decât sunt aceste părți. Nu contează ce e o lună sau mai puțin. Eu revin la întrebările. Dacă oamenii sunt de întrebările. Eu cred că era suficient să vă uitați măcar peste ele ca să știți despre ce vorbim. Dumneavoastră, eu am auzit numai din spațiul public. Tot ce a fost. Bine, noi o să facem cunoștință cu aceste proiecte. Revin la întrebarea mea. Presupunem, noi suntem probabil că foarte aproape că nu iese nimic din discuția noastră. Mi-a să răspundeți acum la conducere? Nu, eu presupun. Eu văd ce dorește. Dar, bun, nu facem calificative. Discuția totuși este așa cum este. Întrebarea mea. Nu s-a realizat. Nu. Da. Dacă nu v-ați spus dacă mi-ați. Eu depun întrebare. Domnule, eu vă depun întrebare. Dacă discuția aceasta nu se odează cu nimic. Care sunt opțiunile Partidului Socialiștilor? Înțeleg că sunt două.
коалиция cu Partidul Democrat sau alegerile anticipate. Vreau să știu. Nașa piesne хороша, начинаем сначала. Eu vreau, poate noi, stați, poate noi altfel ajungem la ceva. O să înțelegeți de ce. Eu am încercat să vă explic din start și vă explic și acum. Noi mâine să avem ședința Consiliului. Pentru noi era foarte important să avem acest dialog să înțelegem poziția dumneavoastră. Dacă vreți să ne spuneți ceva în afara camerilor de luat vedere, noi putem să discutăm cu noastră și în afara camerilor de luat vedere. Nu e cazul. Dacă eventual ați avea alte mesaje pe care puteți să le transmiteți. Dacă mesajul ăsta este unicul, noi am luat ardeiul și vom reveni mâine cu opoziția oficială a partidului. În rest, o să urmeze deciziile organelor colegiale de lucru și de conducere a Partidului Socialist. Asta am să vă spun. Eu, ceea ce am avut până acum, v-am zis foarte tranșant, foarte explicit și foarte transparent. Și documentele pe care, eventual, ca să nu avem devieri de la faptul că nici măcar nu v-ați uitat pe denumirea acelor proiecte de lege pe care le-am propus, deci ne face să regretăm cu certitudine, pentru că noi suntem pe de rost ce ați făcut dumneavoastră. De atât că noi le-am înregistrat aceste proiecte. Bun, haideți, în fine. În fine. Asta este ideea. Adică nu vreau să răspundeți despre... Eu vă răspund foarte clar. Cel mai probabil noi o să avem legeri anticipate dacă nu găsim lucruri comune. După sistemul mix sau după sistemul proporțional? Pentru a ajunge la o concluzie în această privință, avem nevoie să alegem organele din Parlament. Ok, atunci întrebarea mea este una foarte simplă. Pentru a modifica sistemul electoral, este nevoie de un stat funcțional, de parlament funcțional, de majoritate parlamentară, pentru a modifica legislația electorală. Știți ce am făcut cu greșit de la început? Noi n-am acceptat să discutăm în baza unui regulament foarte clar și unor reguli foarte clare. Pentru că discuția asta poate duce la infinit. Nu. Noi suntem, noi mergem spre final. Nu. Asta este foarte important. Noi să vorbim același răspuns. Dacă la voi aproape este decis că mergem în alegerile anticipate. Dar noi nu este decis nimic. Nu, spune cel mai probabil. Stați, domnul Ion. Cel mai probabil, ați utilizat această sintagmă. Dacă nu ne înțelegem, cel mai probabil. Atunci, la mine apare întrebarea. Noi, adică dacă nu se întâmplă nimic, mergem spre alegerile anticipate, cum ați spus dumneavoastră. Dar dacă mâine suntem coaliție, PD acum? Da. Imposibil. Dar dacă Singhile. O să noi, 15 deputați, de exemplu, de la voi. Nu, de la voi. Acum. Nu vreau să accept retorica pe care o vezi okay, dumneavoastră. Ok, nu, eu spun altceva. Atunci o să fie alte scenarii. Noi mergem pe rezolvare. Dacă Deosebirea de exemplu, mâine, nu știu, Dinu Plângău la Ilanșor. Sau Maria Taubură la Socialist. Pentru că dacă o aș accepta... Ducem în derizoriu discuția. Nu sunteți de bună credință. Asta este retorica dumneavoastră, ca să înțelegeți. Domnule Ceva, tot ce faceți până acum este retorica dumneavoastră. Pentru că în loc să găsiți poziții constructive... Stați, cu toate divergențele, noi am discutat totuși cu... Nu mi-ați răspuns. Eu vreau cel mai probabil vom merge în alegerile anticipate. Dacă nu găsim poliție pe de acum. Atunci întrebarea mea. Dacă nu găsim linie comună cu formațiunile constituente ale blocului acum. Dar trebuie să înțelegem. Întrebarea mea. Și avem nevoie de majoritate parlamentară care să aibă 51 deputate. Aici ce o arăt pot. Și atunci întrebarea mea. Dacă noi o să mergem în alegerile anticipate, de ce noi trebuie să așteptăm 3 luni, să primim salariile, să plimbăm cu mașini. Nu indicați, puteți să le dați nu. În altă parte. Nu, dumneavoastră puteți să le dați. De ce noi o să stăm, să mergem după scenariul Plahotniuc, să așteptăm aceste alegeri anticipate în baza sistemului mixt, chiar dacă nu putem găsi limba comună din coaliția de asta și dumneavoastră înclinați spre alegerile anticipate, de ce noi trebuie să pierdem aceste 3 luni și să nu încercăm să lucrăm în interesul alegătorilor, măcar pe subiectele care pot fi votate fără guvern. Anularea sistemului mix, mai multe demisii, să slăbim la maximum regimul Plahotniuc, astfel încât aceste alegeri anticipate la care tindeți voi să fie organizate în situația mult mai benefică pentru toți. De ce? Domnule Slusăt, noi revenim iarăși la subiectul de bază. Pentru a procede la activitatea parlamentară, este nevoie ca organele de lucru ale Parlamentului să fie create. Ele nu sunt create. Nu știu ce le creăm. Le creăm. Dumneavoastră... Pentru asta trebuie să discutăm.
Nu, pentru asta voi vrați, voi vrați, uitați și interesant spre mește. Voi vrați coaliția majoritară. Noi spunem coaliția nu va fi. Voi spuneți, atunci alegerile anticipate. Și noi spunem... Noi zicem, haideți să avem un speaker. Vă dați speakerul de la acum. Noi zicem, haideți să vedem ce să facem la guvern. Nu, guvernul domnule vine, Cibar, revine mai din momentul când voi ați spus că dacă nu mergem la coaliție, cel mai probabil alegerile anticipate, situația un pic se schimbă. Înseamnă că... Așa a fost până acum altă? Nu, domnule. Până acum noi am propus să nu mergem la alegerile anticipate, să votați guvernul minoritar. Voi spuneți că nu merge așa, nu mergem așa, înseamnă că varianta voastră alegerile anticipate. Eu am o întrebare, pentru că toată presa este aici, de față. N-ați răspuns la întrebarea mea. Eu v-am zis, Eu nu înțeleg. De ce, dacă întâlnați pre alegerile anticipate, noi trebuie 3 luni să așteptăm până Plahotniuc se întărește mai tare și nu lucrăm în Parlament. Nu deblocăm activitatea Parlamentului. Nu ați auzit la mine, eu v-am zis că 3 luni de zile trebuie să așteptăm. Dar ce să facem noi? Iată, voi decizi mergem la anticipat. De vedere juridic și politic, noi putem să explicăm, nu e nicio problemă. Explicați-ne. Pas cu pas, putem să vă spunem toate opțiunile care sunt. Numai nu mi-atribuiți mie lucrurile pe care le-ați intuit dumneavoastră. Noi v-am propus un stat funcțional. Noi v-am propus guvernare de 4 ani. De aceea că pentru realizarea acestei agende care o aveți în față, este nevoie de 4 ani de institutul statului, de muncă. Dacă mi-ați credeți că la nivelul declarațiilor politice noi putem scoate statul din captivitate, este un populism politic. Dacă noi vrem să muncim pentru realizarea acestei agende, noi trebuie să asumăm actul de guvernare, instituții funcționale, noi pretindem la speaker, vă oferim premier sau vedem altă formulă. Dar așa trebuie discutat. Asta o așteaptă cetățenii. Dumneavoastră noi nu partajăm nimic, nu discutăm. E adevărat și această abordare de bună credință este salutabilă, dar pentru a construi încrederea, noi vrem să auzim, inclusiv de la organele de conducere și de la Consiliul Politic al Partidului Socialiștilor, poziția oficială că nu există loc pentru o coaliție PD-PSRM. Noi asta am auzit-o public, ieri s-a spus la televizor, este laudabil acest lucru, dar trebuie să vă asumați așa cum ne-am asumat-o noi. Dumneavoastră speculați, precum că noi am putea cu acum. Da, dar cetățenii care ne privesc... Deja a fost cu nu, putem să arătăm unul la alții cu tine. Iar vreau să întoarcem ceva la trecut. Ne-ați sunteți de un an și jumătate, cum ați spus în politică. Eu am văzut când este în limba rusă, iojici calualiți, plakali, nu prodăljali, jirați cactus. Eu am văzut președintele Vădon. Aveți bogată experiență politică, vă compătimiesc. Ascultați-mă, domnule Popușoi, am văzut aici... Nu mi-ați oferit ocazia să finisesc. Am văzut când vineau persoane din exterior și uneau AIE-3 la aeroport și dumneavoastră vreți să mă învinuiți pe mine sau pe colegii mei de unele abordări sau altele. Eu nu v-am învinuit de nimic. Eu am nevoie să construim, dacă vrem să construim ceva, de bună voință și încredere de partea voastră. Ori, dacă dumneavoastră păstrați opțiunea de a face o coaliție cu PD, noi nu putem discuta cu dumneavoastră. Este pur și simplu... Stați, colegi. Elementar. Eu nu știu ce limbă să mai vorbesc, dacă nu ne înțeleg... Încercați în român. Eu pot să vorbesc în limbele pe care și dumneavoastră le cunoașteți. Nici o problemă. Suplimentar. Pentru noi este să dați un mesaj tranșant. Eu, din câte am înțeles, Partidul Socialiștilor spune că mai degrabă o să fie anticipat. Eu am o ultimă întrebare către dumneavoastră. Puteți să-mi dați un exemplu a unii țări europene, în care... După numărul de mandate, formațiunea sau blocul de formațiune care a acumulat locul 3 după numărul de mandate vine și zice dați-mi nou speakerul, dați-mi nou guvernul și noi vom arăta ce vom face. Dați-mi pentru ce? Un singur exemplu, pe cât timp? O secundă. Un singur exemplu, dacă îmi dați, noi continuăm această discuție. Dumneavoastră să vă cramponați discuții. Exact. Să vă cramponați discuții. Dar vorbiți că nu este important, dar ziceți, dați-mi, haideți Andrei să fie Năstase speaker și Maia Sandu guvern. Nu vă supărați, domn Ciban. Ce trebuie noi să facem? Eu am văzut 2 sau 3 secvențe dumneavoastră la diferite emisiuni, atunci când ați spus că cei mai buni prim-ministru va fi doamna Maia Sandu, care va asigura... Mă rog, ce vă asigura? Noi putem să vedem acel program de guvernare a guvernului minoritar pentru care o solicitați voturile socialiștilor. Care este programul de guvernare a guvernului? În următoarele zile va fi prezentat public. Dacă doriți, dumneavoastră puteți vă-l trimite mai devreme. Trimiteți. Ca bază puteți să vedeți programul electoral al blocului acum care este plasat pe site.
nu cred că o să fie mare, mare diferență. Dar asta e, asta e altă întrebare. Mai sunt alte întrebări pe care vreți să... Nu, eu n-am primit răspunsul la întrebarea fundamentală pentru mine. Întrebarea fundamentală este că în capul meu trebuie pusă legea. Ori legea prevede... Bine, punem legea. Iată, noi nu ne-am înțeles referitor la... Voi vedeți într-un fel lucrurile, noi vedem... Noi stai, domnule. Da. Noi nu vedem coaliția pe voi. Nu vedem. Și am explicat de ce. Voi insistați pe coaliția. N-am găsit puncte comune. N-am găsit aici tangente. Ceea ce e un pic straniu, trebuie să recunoașteți. De acord. Dar, de exemplu, că n-am găsit aici. Voi vorbiți că cel mai probabil o să fie alegerile anticipate. Ce mi-a spus? Domnul Ciban. Dacă nu găsim limba comună. Dacă nu găsim limba comună. Da, da. Până la momentul de față noi am înțeles. Dacă nu găsim, nu. Noi suntem flexibili. Noi am zis că remarca dumneavoastră este pertinentă. Ascultați-mă. Noi am zis că suntem foarte flexibili. Noi suntem gata să examinăm pachetul dumneavoastră, cu excepția. Am clarificat lucrul ăsta. Și noi suntem gata să venim cu completări în acest sens. Mai mult decât atât, noi avem propunerile noastre pe care urmează să le discutăm. Dumneavoastră ați spus că în ceea ce ține de responsabilitatea actului de guvernare, nu sunteți gata să discutați doar în formula speaker, premier. În formula agendei. Și care finalitate? Pe formula agendei n-ați avut timp să vă uitați. Vă rugăm, dacă vreți, vă uitați, este în spațiu public, dacă este nevoie personal să vă transmitem personal pentru fiecare. Deci sunt toate, pentru înțeleg eu, da? Care... Și au fost transmise. Dar 300? Și domnul Anastasie. 300 sunt pe site-ul Parlamentului. Asta e așa, nici măcar ironic nu mai este. Și pe dumneavoastră, și sunt înregistrați. 3. Am înțeles, am luat act de faptul că nu sunteți gata să mergeți, să ne ajutați să consolidăm instituțiile. Deci, rămâneți pe formă. Rezolvăm problemele personale al domnului Dodon. Bun. Nu utilizăm eufemisme, domnul Dodon. Da. Ok. Este probleme de restabilire a balanței constituționale. Asta este prescris de adică Constituție. Adică să fie președintele Igor Nicolaici să conducă președintele Republicii serviciul de pază de stat, asta e problema. Suveranității. Domnule, este principiul separării puterilor de stat. Pentru noi sunt suficient de aceste lucruri. Dacă vreți să ne mai întrebați ceva, dacă aveți ceva să ne comentați. Noi am luat act de tot ce a spus dumneavoastră. Poziția, în principiu, rămâne a dumneavoastră, rămâne neschimbată. Noi am zis că noi suntem flexibili, nu prea văd flexibilitate din partea dumneavoastră, nici pe procedura juridică, nici pe procedura conceptuală. Ba da, uitați cât de flexibil noi suntem. Eu vă întreb. Voi ați... Flexibil foarte. Nu, stați. Lăsați-vă speaker-ul, mă. Iar voi la funcție. Voi ceva, două cuvinte și la funcție. Întrebarea mea. Nu. Noi n-am găsit limba comună. Voi ați decis că mergeți spre anticipate. Până la anticipate, 21 iunie. Nu decideți pentru noi. Nu, de exemplu. Eu vă întreb, de exemplu. De exemplu sau decideți? De exemplu. Nu sunt eu, slavă Domnului, membru Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor. Până la 21 iunie este timp. De ce, dacă voi decideți anticipate, de ce până la 21 iunie noi nu putem lucra în vederea realizării agendei de oligarhizare, astfel încât măcar aceste alegeri să fie organizate în condițiile normale? Așteptăm Plohotniuc să-și asume răspunderea guvernului. De ce nu facem jocul lui Plohotniuc? Cu acest sistem mic, dumneavoastră o să faceți așteptând aceste alegeri în baza sistemului mic, el este nociv pentru voi. Întrebare sau constatare? Întrebare sau constatare. Haideți să facem un fel următor. Repet, nu vă atribuiți ceea ce n-am zis eu. Pentru că eu n-am zis lucrurile pe care le spuneți dumneavoastră. Ați spus că cel mai probabil variant e alegerile anticipate. Alegerile anticipate? În caz dacă nu găsim limba comună. Da? În caz dacă nu găsim limba comună. Comunicarea trebuie să fie în două direcții. Noi v-am ascultat, v-am propus un set de propuneri. Noi am înțeles care este poziția dumneavoastră. În ceea ce ține de poziția dumneavoastră, noi așa suntem flexibili și suntem gata să examinăm pas cu pas toate aceste lucruri, dar în formatul ca să se țină și cont de opinia noastră și a legătorilor care au dat pentru noi. Slavă Domnului, este 440.000 de locuitori ai Republicii Moldova. Și în hotarele țării. Asta este. Dacă la această etapă aveți să ne mai comunicați ceva, noi o să ținem cont și de aceasta. Nedumerirea doar. Doar nedumerirea. Eu, de exemplu, la ultima tătnie era cu act timp de o oră. Eu am înțeles poziția dumneavoastră. Voi probabil că ați înțeles poziția noastră, dar iată, la ultima fază eu nu înțeleg. Iată, eu, ultima fază eu nu înțeleg. Dacă noi nu am găsit limba comună și
și voi cel mai probabil decideți alegerile anticipate până la 21 iunie, avem timp. De ce noi nu putem să folosim acest timp în interesul cetățenilor? Nu ați credeți că dacă o repetați de 3-4 ani... Da, deoarece eu n-am primit răspuns la întrebare. Noi putem, numai există proceduri. Neastră credeți. Trecem toate procedurile cu speakerul, cu toate acestea. Este dumneavoastră disponibil? Care speaker? Andrei Năstase? Dumneavoastră sunteți disponibili, chiar dacă... Stați, noi v-am dat opțiunea guvernului minoritar. Voi spuneți coaliția. Noi v-am dat opțiunea în felul următor, ca să fie clar pentru toată presa. Speaker Andrei Năstase, guvernul minoritar Maia Sandu, 7 proiecte, 5 certificate. Voi ați spus că nu acceptați chestia asta. Voi ați spus că nu acceptați. Noi nu acceptăm coaliția majoritară cu voi. Gata, lucrurile, de exemplu, lucrurile sunt clarificate. Desigur că noi o să ne consultăm cu colegii. De exemplu. Avem ce discutăm mai departe? Voi decideți, avem, după mine avem. Am dat proiectele de lege. Nu. Spus că n-ați făcut. Parerea mea că avem ce discuta. Parerea mea că avem ce discuta. Ce facem? Voi decideți, dacă voi decideți coaliția cu PD, dar nu discutăm. Gata, întrebare închisă. Dacă voi decideți că noi ne repetăm. Opțiune, nu ne repetăm. Poate ne ajută cineva din sală, trebuie să spunem un mediator. Chemați pe Zinaida Petrovna înapoi. Zinaida Petrovna, aveți ne ajută. Nu. Pomăși zală. Pomăși zală. Pomăși drugă. Ministru cu rezultate foarte bune, eu cred că n-avea să... Dacă vorbim de primis cu rezultate bune, domnul Ceban, iarăși, vorbim despre mesaje TV și mesaje care se bat cap în cap. Atitudinea... Vorbeam acum ca mediator. Da, eu vreau să fac referință la domnul Chicu, pe care l-a udat de mult domnul Dodon ieri în emisiune, că face așa o treabă bună. Domnul Chicu a lucrat pentru Banca Mondială, pentru femei, pentru multe da, dar spune că dumnealui ar putea fi un candidat de prim-ministru în coaliția PD-PSRM. Și asta spune blocul așa. Și asta pe noi ne pune în gardă. Toate mesajele astea pe noi ne pune în gardă. Eu am să vă spun niște bancuri în afara presiei referitor la se spune. Ok. Presa cred că știe. Bancuri știm și noi. Important să construim, să facem ceva ce pentru țară. Bancuri nu ducem departe. Noi am luat alte poziții noastre, o să ducem la colegii noștri. Important este să nu denaturați și sperăm că suficienți colegi de dumneavoastră au văzut conferința de presă. De exemplu, noi suntem cei... O să examinăm neapărat. Credeți că ați convins pe cineva? Chiar credeți în asta? Sunt două fracțiuni 61 de mandate care pot conduce statul Republican, care pot, dați-mi voie, vă rog, măcar o dată să vorbesc până la urmă. Și voi vreți să faci ordine în stat și vreți să construiți un stat mai bun. Dacă nu aveți capacitatea să ascultați, da, cu 26 de mandate, cu prim-ministru, cu președinte de parlament, de unii simt, eu vă scop. Și fără nimeni. Eu asta am înțeles. Numai restul trebuie să fie statiști. Noi împreună putem conduce statul Republica Moldova și putem să ne așezăm cu programul de guvernare, dar dumneavoastră tot cu presă la emisiunea respectiv. Noi de aceea și nu am fost la emisiuni și am făcut-o bine, de aceea că dumneavoastră ați fost cu 6 opinii diferite. Corect, dumneavoastră aveți experiență și poate a fost o decizie foarte bună. Niciodată nu am fost. Nu pe noi că noi avem experiență, corect. Și și eu ajut cu 6 părere diferite. De exemplu, în cap, iată, domnul Slus, vedeți, m-ați întrebat, nu mi-ați permis să vorbesc. Și niciodată aceasta. Nu, pentru că paralel vorbea și colegul dumneavoastră. Mi-a spuneți că vreți să discutați, mi-a spuneți că aveți capacitate, cel puțin acum, să discutați, să ascultați, să auziți, să notați. Noi am venit cu proiectele dumneavoastră, care le-ați făcut publice. Am venit și noi publică către dumneavoastră cu ofertă, care dumneavoastră nici n-ați făcut cunoștință. Ați venit, noi încercăm să discutăm, dumneavoastră nu... Eu v-am întrerupt și trei cuvinte, foarte, foarte. Noi nu suntem în dezbatere electorale. Dumneavoastră aveți posibilitatea istorică, reală, să nu mai fiți opriți, să veniți guvernare, să realizați agenda. Dar haideți să fiți mai, cumva mai flexibili. Și încă o dată, v-am spus-o și haideți noi să... Noi nu avem nevoie de guvernare, de dragul guvernare. Haideți să avem stimul unii față de alții, măcar puțin. Nu v-am etichetat. Eu dacă să încep o povesti și etichetări dumneavoastră ați, mă rog, permis în spațiu public, noi unde ajungem? De ce? Domnul Slusă, încă o dată, vă rog mult. Noi trebuie să răspundem cetățenilor. Noi putem să asigurăm o guvernare în Republica Moldova. Două fracțiuni, da, diferite ideologic. Dar noi facem efort, domnul, și mergem la această colaborare. Și putem să o facem. De ce? Că noi sunteți dreapt, noi suntem stângi. Și alegătorii noștri vor acest lucru. Și dumneavoastră inclusiv. Dar noi tot vorbim despre presă, emisiuni și așa mai departe. Nici alegătorii voștri, nici alegătorii noștri nu vor coaliția de lungă durată între Partidul Socialist și Blocul Acum. Și este angajament public care noi ne-am asumat. Este o minciună, deoarece nu noi sunt legători. Noi vă rugăm să vă vorbiți în numele nostru cel puțin. Puteți vorbi. Părerea mea, eu am dreptul la părerea. Domnul Păpșeni v-ați spus. Și cu domnul Năgăcească. Noi ne-am consultat. Noi avem poziții comune. Sigur. Noi avem poziții pe fiecare proiect de lege.
și noi avem poziția. Așteptăm, nici măcar nu le știm. Așteptăm poziția comună a dumneavoastră vis-a-vis de relația cu PD-ul. Asta va fi, asta va fi un pas din construirea. Și vreau să înțeleg, dacă noi vrem într-adevăr, măcar ceva să facem. Bine, noi nu ne-am înțeles pe coaliția. Noi vedem într-un fel, voi vedeți altul. Dar oricum au rămas probleme comune. Care este propunerea noastră? Propunerea mea. Dacă voi decideți că cea mai bună, cea mai potrivită, voi nu acceptați guvernul minoritar, noi nu acceptăm coaliția cu socialiști. Voi decideți că cea mai bună soluție este, sunt alegerile anticipate. Haideți măcar o parte din aceste proiecte care sunt de agenda noastră comună, care putem vota fără guvern, dimisii, cec, schimbarea sistemului electoral, să le aprobăm până la data când o să fie dizolvat parlamentul. Asta sistemul electoral are nevoie și de vizul comisiei de la Veneția în condițiile. O asemenea comisie. Redacția proiectului dumneavoastră este nevoie discutăm. Și de vizul asta deja întrebarea tehnică. Asta presupune că după un an de zile. În principiu, voi sunteți gata să discutăm anularea sistemului. Guvernului este nevoie pentru. Nu e nevoie aici, nu-s reducere sau majorare. Dar dumneavoastră serios pentru alegeri nu este nevoie de bani? Și pentru un proiect de lege care necesită. Noi nu vorbim de lege. Haideți să ies. Asta e întrebarea tehnică. Guvernul nu este o întrebare tehnică. Suntem gata să examinăm totul, dar pentru asta este nevoie de discuții. Și asta salutăm. Chiar și în condițiile în care mergeți la anticipate. Da, dar pentru asta trebuie să îndeplinim o okay, noi nu am realizat această poziție. Este nevoie de comunicare. Nu am înțeles poziția asta. Să știți în ce are. Și comunicarea a început, poate nu cu stânga, nu cu dreapta, dar a început. Dacă noi realizăm această agenda, fie și fără crearea unei majorități parlamentare, necât încă, mă rog, nu este clar cum e asta, dar mă rog. Chiar și dacă, ipotetic dacă acceptăm, domnul Găcescu a spus un lucru important. Trebuie să asumăm răspundere și de banii publici, de buget. Și alegerile și restul costă bani. Și pentru acest lucru, noi nu putem sta frumoși în fotoliile deputați, dar trebuie și să decidem problemele financiare. Voi căutați justificări. Nu. Noi căutăm soluții, voi căutați justificări. Înțelegeți, modificarea, codul electoral nu necesită avizul obligatoriu la guvernare. Modificarea. Noi nu avem reguli de joc. Comisia de Veneție o să accepte revenirea la sistemul. Nu vorbiți, domnule. O să accepte. Nu e schimbarea instrumentului. Voi vrați sau nu vrați, eu nu înțeleg. Ce să vrea? Anularea votului mixt, demisia șefului CNA, demisia șefului SIS, demisia CEP-ului. Vrați sau nu? În conformitate cu legea. În conformitate cu legea. Nimeni nu pune întrebarea. Ce am avut în 2013. Nu punem întrebarea că... Nu punem. Nu punem. Voi sunteți gata să discutați ce facem? Mai departe vom aștepta poziția dumneavoastră după Consiliul Politic a Partidului. Cetățenii au văzut astăzi o experiență politică inedită, cum probabil nu a mai fost Republica Moldova, pentru că partajările s-au făcut altfel sub până masă. Acum. Noi încercăm să facem lucrurile altfel. Este mai greu, poate arată pe alocuri prost, dar, cum spunea Bismarck, nu e neapărat bine să vezi cum se face politica avea la vedere. Este ceva inedit, că fracțiunea cu 26 deputați, obțină și speaker, și prim-ministru, să conducă... Vă rugăm să nu vă cramponați de funcție. Iar voi rugăm să nu vă cramponați de funcție. O întrebare cu anumit anumit, domnul Ceban, va candida la primărie. Toate funcțiile trebuie să aparțină blocul ăla. Ultima întrebare. Domnul Ceban. Domnule Ceban. Întrebarea noastră, că domnul Bătrânici vorbește doar despre funcție. Eu vă urmărez, domnule. Domnul Ceban. Întrebarea către dumneavoastră, deoarece domnul Bătrânici vorbește doar despre funcție, dumneavoastră din când în când vă întoarce la subiecte mai importante. Ultima întrebare. Îmi pare că doar dumneavoastră vorbește funcție. Nu, doar. Eu tamar am vorbit deja și numai speaker. Haideți să nu părem cel puțin nostru, că dacă mie se pare că părem mult mai rău decât noastră. Ultima întrebare. Sau când țară e așa de trist situația afară, cu un pic de discreție a funcțiilor nu se râde. Nu dăm prilej cuiva să facă de acord, domnul să râde. Să râde acum în hohote mare. Ultima... Că mie mi se pare că asta se întâmplă la mult. Eu sperăm eu să cred nu că cel mai tare, după cel mai tare să râdă în hohote cu Ahatniuc, deoarece noi o să așteptăm 3 luni. Eu nu m-am referit la Andrei Năstase. Eu nu știu. Despre ce? Eu am vorbit de Plohatniuc. Nu știu de ce în asta ați oameni. Eu nu m-am referit la Andrei Năstase. Întrebare, ultima, și mai mult nu am întrebări, acest. În caz în care voi mâine luați decizie despre alegerile anticipate, ca variantă preferată, dacă luați decizie despre coaliția cu PD, ok, noi am înțeles, am luat act. Dacă luați decizie despre alegerile anticipate, după asta sunteți deschiși în contextul deciziei Partidului Socialiștilor
acest timp, această perioadă până la alegeri anticipate, să discutăm ce putem să facem în vederea dezoligarhizării țării, dar nu așa cum noi am vrut, 100%, dar măcar 30-50%. Și sigur, pentru asta noi suntem gata să discutăm și formarea organelor de lucru ale Parlamentului, ținând cont deja de opțiunea dumneavoastră de alegerile anticipate. Scuze, da sau nu? Eu nu pot vorbi în numele Consiliului Republican. Noi toate lucrurile discutăm cu voi, spre diferență de probabil. Partidul Democrat. Partidul Democrat, nu știu, bucătărie internă a Partidului Democrat. Mâine vom veni cu ceea ce am discutat cu dumneavoastră astăzi. Vom discuta cu toți colegii și vom vedea ce facem în continuare. Nouă poziția dumneavoastră, când este clară și este în această etapă, eu cred că pentru toată lumea care a fost aici, tot este clar, urmează să luăm decizii. Nu aș spune că suntem foarte fericiți cu ceea ce am auzit, am crezut că au fi putea fi mai flexibil în această privință, în primul rând de dragul țării și de dragul cetățenilor. Dar, vedem, nu pot să vorbesc cu numele nici domnul Bătrâncea de parte și nici domnul Nagăcescu, pentru că și noi suntem un organism viu, avem păreri diferite. O să vedem care va fi decizia. Clar. Vom aduce la cunoștință, pentru că noi încercăm să fim și corect, și transparent, și echilibrați. Nu să insistăm doar pe agenda noastră, dar să fim flexibil. Vă mulțumesc. Baftă! Domnul deputat, ce scuze? La declarații de presă. Da, da, rămân valabile, da? Da.